Locuitorii țării Făgărașului se pot vaccina la liber. Practic, se pot prezenta la orice centru din județ doar cu buletinul. În Făgăraș ei pot merge la centrul de vaccinare Camelnic Therapy din strada 13 decembrie numărul 25 fără o programare prealabilă. În cadrul acestui centru sunt organizate 3 fluxuri de vaccinare pentru imunizare cu vaccinul produs de compania Pfizer-BioNTech. Programul de funcționare al centrului de vaccinare este 8:20. Vă reamintim de asemenea că în limita capacității centrului, persoanele cu vârsta peste 60 de ani se pot prezenta direct în orice centru de vaccinare pe tot parcursul zilei, iar cei cu vârsta sub 60 de ani beneficiază de același regim după ora 14. De asemenea, DSP Brașov a făcut publică lista cabinetelor medicale de medicină de familie, în cadrul cărora se efectuează vaccinare împotriva COVID-19. În Făgăraș sunt 3 cabinete. În Țara Făgărașului pe listă apar cabinete din Lisa, Viștea, Șinca Nouă și Jibert. Imunizarea în cabinetele medicilor de familie se face cu vaccinul Johnson & Johnson. Este extrem de important. Încercarea deocamdată de a vaccina prin intermediul medicului de familie, pentru că el este cel care își cunoaște cel mai bine pacienții. El este, mi-aduc aminte zâmbind, de acum câțiva ani, gatekeeper-ul. El este al sistemului medical, pe la el începe asistența medicală.